Omer va trece prin noi momente dramatice. Mai întâi el va șoca vestea despre Asi, care va ajunge după Grati împreună cu Doruc, din cauza patroanei atelierului în care lucrau. Pe de altă parte, tânărul se va confrunta din nou cu disprețul și repulsia tatălui sau, care va decide să l îndepărteze de familia lui. Iar în cele din urmă, Omer va ajunge la un pas de a afla adevărul despre accidentul în care a murit Kadir iar relația lui cu Susen va fi pe punctul de a se destramă definitiv. Omer va fuci într-un suflet la secția de poliție unde sora lui, Asi și Doruc vor fi încarcerați, după ce au fost prinși în flagrant din cauza patroanei atelierului la care lucrau împreună. Între timp, Doruc își va anunța părinții, care îi vor chema avocatul pentru a le libera rapid, în vreme ce pentru Asie nu va interveni nimeni deoarece Nebahat se va bucura de situația creată pentru ca fiul ei să se îndepărteze de cea pe care nu o considera demnă de statutul familiei atacul. Pe de altă parte, Omer va trece printr-un alt coșmar, în clipa în care Ahmed îi va spune că a încercat din răsputeri să l integreze în familia lui, însă lucrurile nu au mers așa cum și-a dorit și se vede nevoit să rupă legătură cu el pentru a nu-și pierde soția și pe cei doi copii ai lor. Distrus de durerea provocată de respingerea tatălui sau, Omer îi va aduce reproșuri aprige și dureroase lui Ahmed. Între timp, Omer va descoperi un mesaj pe telefonul lui Sarp trimis de ea, în care îi mărturise acestuia că este teamă și nu are suficient curaj pentru a-i dezvălui lui adevărul. Tânărul o va întreba autoritar pe susen despre ce anume este vorba iar aceasta va ajunge din nou într-o situație limită și se va vedea nevoită să-i mărturisească adevărul despre accidentul în care și-a pierdut viața Kadir.